S-au efectuat controle în localitățile Băile Olănești și Călimănești la operatori economici care au ca obiect de activitate turismul. În urma acestora au fost aplicate 59 de avertismente și 17 amenzi în cuantum de 150.500 de lei. Verificările au scos la iveală că o pensiune din Călimănești funcționa fără obținerea autorizației de securitate la incendiu și cu încălcarea gravă a cerințelor de securitate la incendiu. Astfel, a fost dispusă oprirea funcționării și utilizării pe o perioadă nedeterminată, până la intrarea în legalitate, respectiv luarea măsurilor necesare îndeplinirii cerințelor de securitate la incendiu prin aplicarea sigiliului Inspectoratului pentru Situații de Urgență. De asemenea, unitatea a fost sancționată și cu amenzi contravenționale în cuantum de 102.500 de lei.